desenele animate l-au marcat rău de tot în copilărie pe următorul participant. S-a gândit cum să combine pasiunea și talentul și a început să cânte mai altfel. Salut! Salut! Cum te numești? Vasile. De unde vii? Vin din orașul Bălț. Ce talent te-a adus la Moldovare Talent? Vorbesc ca rățoiul ăsta, Donald Duck. Hai să auzim! Tată, mi-a șergit paharul cu diabura. Oi, tu ai bine, mă, tu ai bine. La 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 la. De câte ori ai utilizat acest talent? În companie, cu prieteni. Veselesc. Vreau să spun că pe noi sigur ne-ai distrat. Și numai pe noi și publicul din sală. Îmi pare bine. Vasile, spuneți-mi, vă rog, dar puteți cânta ca dumneavoastră? N-am prea încercat. De ce? Mă rușinez. Dar așa nu vă rușinați. Așa mi-a luat inima în dinți și am făcut-o. Așa era, de tâta, da? Da, da. Eu cred că ar fi bine să încercați să cântați cu vocea dumneavoastră. Zâmbetul pe buze, vă spun nu. Și eu tot nu. Asta e. Vasile, cel puțin ne-ai distrat de minune. Ai și din partea mea un nu. Succes pe data viitoare. Pa, pa. Seara, mă, Giuda! Unde mai băiați mă duc la așa și mă pun de treabă? Seara, sunt terminat joaca! Dar vorbe serios. De ce n-ai arătat și asta? Dar poți așa cântare. Ai luat ce-o talent, mă!